Date statistice îngrijorătoare, în anul 2020 s-au înregistrat cele mai puține nașteri din 1967 până acum, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Din păcate, a fost și anul în care și-au pierdut viața cei mai mulți români. Numărul total al deceselor, indiferent de cauze, a crescut în România cu aproape 14% în 2020 față de 2019. Observăm că peste două treimi din totalul numărului de decese s-au înregistrat în rândul persoanelor în vârstă de peste 80 de ani, 25,8% la persoanele cu vârste cuprinse între 70 și 79 de ani, iar 18,8% la persoanele cu vârste cuprinse între 60 și 69 de ani. Numărul deceselor a crescut foarte mult în ultima perioadă față de numărul noilor născuți. Ce părere aveți despre asta? Nu știu ce părere să am. Dacă e pandemia asta, nu trebuie să moară. Trebuie să mai murim noi ăștia, ai bătrâni, mai curățăm și vin ai tineri. Dar de ce mor ai mici? De ce să îmbolnăvesc ai mici? Asta e problema. De ce nu-i tratează pe ai mici al mai mult? Hai că noi suntem bătrâni, am mai trecut, ne mai ferim. Dar ăștia mici nu se feresc. Exact ca la școală. La școală se feresc, e așa. E nici Dumnezeu nu mai halește. Și Dumnezeu și-a întors spatele. Azi faceți ce vreți, mâncați-vă, omorâți-vă cum vreți. Atâtea mortalități, atâtea accidente. Hai că a fost virusul. Sunt accidente. Ailalți le spune să nu bea, bea. Spune să nu se drogheze, păși. Asta este. Trebuie să împuțineze. Noi născuți nu mai face lumea copii că nu are cu ce să-i crească. N-au salarii, n-au locuințe, n-au condiții. De asta nu mai fac copii. Iar cu mortalitatea, asta guvernul știe ce face. Că nu se ocupă de spitale, de tratamente, de... Mai mor bătrânii și acasă stând că nu au bani să ia medicamente, că pensiile mici. Și acum iar nu le mai cresc, că mai îl tăia ce-or face, nu știu. Foarte proastă. Nu mai se tratează bolnavii de ce trebuie tratați. Guvernul ăsta cine l-a votat? În primul rând pe Iohannis, al doilea mandat. Trag și eu păcatele, da. Vă trageți dumneavoastră ai tineri cel mai mult. Că eu am 64 de ani cât o să mai trăiesc. Am prins timpurile bune, am pensie. Dumneavoastră nu știu ce pensie. Tineretul, nu dumneavoastră personal, în general. Foarte greu. Anul 2020 a fost unul cu cele mai puține nașteri din 1967 și până în prezent. Au venit pe lume 161.320 de copii cu peste 40.000 mai puțin ca în anul 2019.